Eu sunt Radu Rusu și astăzi, cum se poate vedea, avem un nou oraș a abonaților. Da, fraților, dacă să vă zic așa, am făcut un nou oraș pentru voi. Adică, pentru că am făcut 1000 de abonați, am zis să facem un oraș de la zero. Da, astăzi este noul oraș a abonaților 2024, ăsta este orașul bunătățit, să zic așa, și da, este creat automat de mine, dar că să zic așa, un youtuber numit Alex Zăgeat Albastră îi mulțumesc foarte mult că m-a ajutat la orașul din Rusia. Da, tema de astăzi nu mai este un oraș care era o hartă din flash și era conjurat din pereți, data asta este un oraș mult mai mare. Aici avem, hai să vă prezint cu chestiile micuțe, aici avem stația de tren, acea vila Nenia și dai bani și te poți duce cu trenul. Datorită că, na, eu am mai muncit aici și da, îi mulțumesc lui Zăgeat Albastră dacă vede videoclipul ăsta. Îi mulțumesc foarte mult pentru mâna, pentru ajutorul acordat, pentru că m-a ajutat cu acest oraș. Bine, nu foarte mult m-a ajutat, dar o să vedeți mai încolo cu ce m-a ajutat dânsul și da, eu cu dânsul am făcut orașul ăsta. Bine, cea mai mare parte, eu l-am făcut, mare parte din el și da, astăzi, da, este un oraș din Rusia, este o temă pentru că dacă nu am zis, pe TikTok, bine, acum nu mai TikTok, nu știu, pentru că eram prea obsedat de aplicația aia. Întotdeauna dădea videoclipuri cu orașe abandonate din Rusia. Și am zis, de ce să nu fac un oraș de genul? Și am zis să fac fac niște tancuri și niște blindate, pentru că știm toți că Rusia este cu locul 2 ca și avem tancuri. Avem, bine, aici pot să fiu un, aici, bine, adevărul este că această hartă nu este originală și este o copie, pentru că o sunt pe distrugere mai încolo, să știți, nu acum, dar nu distruge la acest oraș la altul. Aici este tancuri, două tancuri, astea sunt două tancuri micuțe în viața reală. Aici avem un tank mai mare, ignorând că dreptorul ăla încă e deschis, da, avem aici un tank foarte mare și chiar am muncit pe dânsul. Și aici avem o blindată, da, avem o blindată, sau așa, cum așa se zice. Și acolo avem o cruce ortodoxă, eu am gândit-o, să știți, nu zice atât. Deci, baza asta militară este gândită de mine și pe viitor, dacă vă susțineți la episodul ăsta și la ideea de orașul abonaților, o să mai fac și da, haideți să mergem să vă prezint orașul, pentru că am și ceva la oraș, sincer. Aici avem magazinul tot în rusă, aici avem pe Viorică și ne vinde pește, carne de porc și iepure. Aici, acolo sunt prețurile, acolo este un leu 50, așa pe acolo, e ieftin mâncarea. Aici avem un apartament, aici o să vă arăt ce condiții au oamenii. Unii oameni au baie, unor nu au, aici ai baie, poți să faci un duș, tot că ești la vedere, până la urmă este un joc și nu este viața reală. Ai că poți să ai baie, poți să faci, poți să te simți bine, ai baie, ai mâncare, poți, dacă ți-ai să un pași de la tipa gentul un pași să dormi, dar nu este apartamentul meu, pentru că da, este clădirea villagerilor. Aici este industria de cartofi din Belarus și fân, pentru că da, bine, asta e partea a doua, bine, nu e chiar din Belarus, dar zic așa, aici avem industria noastră de cartofi și de fân, da. Aici avem niște lămpi care zici că sunt niște copaci, dar ăștia sunt dintre primele lampe care le-am făcut. Aici niște verveață, multă, multă verveață și se vede mult design izbit. Aici avem aici calea ferată de tren, o să mergem și cu dânsa mai încolo, dar trebuie să mă bag pe creative ca să-mi iau un minecart. Aici avem niște bănci, dacă, na, ai venit, ești stresat de la muncă, stai și tu la aer liber, te uiți la un un brad. Bine că aici bradul să stă prin așa, dar mă grăbesc sincer că n-am făcut orașul ăsta, m-am cam grăbit. Da, te poți vedea la baie, asta nu știu, nu am gândit-o. Aici este o zonă, nu știu, nu știu de ce am făcut-o, dar am gândit-o așa, la că să fim sub punctul fel harta, un fel. Aici este mijlocul clădirilor, am conjur, aici este nebunea din pe hartă, adică bine, o chimie, da, sămânță. Da, asta este nebunea de pe hartă, da. Și o să ne uităm mai încolo la Spectator cum arată harta. Bine, adevărul nici nu este harta adevărată, asta este o copie, v-am zis. Am tot copii ca să nu fie adevărată, pentru că v-am zis că o să fie distrugere mai încolo. Aici avem un parc făcut din zăgeată, știi mine. Asta făcută zăgeată, pardon, domnule, tovarăș. Aici urcăm și mamă, la demenci, ok. Aici avem o zonă care poți să o mină. Bine,
În principal nu puteți face asta, dar aici este un peisaj destul frumos. Am făcut-o cu zăgeată, aici e un mini parculeț, adică asta am făcut eu cu dânsul. Deci sper să vă placă episoadele astea când fac orașe de abonați, abonați de orașe pentru voi, pentru că e destul de greu să le faci, nu e ușor, serios, să vă zic. Am stat vreo zile întregi să fac orașul ăsta, diferență cu ce am făcut în prima oară, ăsta e lacul mai slab, ăla altul era mai slab, ăsta e mult mai mare. Aici în casă, o casa copacului, dacă am picat, se face zi, aici avem o zonă pentru copii, pentru spre școlare, aici e făcut de zăgeat, nu e făcut de mine. Nu băgați în seamă că am un AK-47 în inventory, pentru că, na, eu nu mai, este un mod, da, am băgat și moduri în joc, pe această hartă. Și, ce să vă mai arăt? Hai să vă mai arăt, aici este un alt magazin, e aceeași chestie, numai că e mult mai mic, e mult mai micuț și făcut din cărămidă, nu e făcut de, așa, ce să vă mai arăt? Aici este un alt zon verde, aici, ce să vă mai arăt? Aici este toate clădirile și aici stăunie să te nu știu ce fac și asta mă duc, mă duc la crucea asta ortodoxă să vă arăt ceva care nu este o super mai gay și comunitatea LGBTQ și Dumnezeu sau Boje, care Boje oricum sunt Dumnezeu, există. Dumnezeu există. Ceea ce am vrut să fac cu crucea ortodoxă, doar că nu știu ce nu a ieșit asta, ce am vrut eu. Foarte mult stea cu Rusie, pentru că noi, pe urmă, suntem într-o și să mergem, să pornim la drum. Da, am stat cel mai mult am stat pentru zona asta publică, da, e foarte, am stat destul de mult și diferența cu cea veche, asta e mult mai mare și mult mai complexă, pentru că de data asta noi suntem într-o hartă cu freți și suntem într-o hartă pădurită, de iarnă. Aulei. Ok. A, da, sunt și villageri blocați, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Bun. O să ne toarcem și o să vă arăt o zonă care a muncit săgeată foarte mult și pentru asta, dacă vreți și respectați munca, duceți-vă pe canalul și apăsați butonul ăla de like la el pe canal și pe abonare, pentru că a, și zăgeată m-a ajutat la proiectul ăsta, pentru că este până la urmă un proiect. Eu cu zăgeata am făcut echipă și am făcut, bine, într-un fel eu m-a ajutat, pentru că nu pot să singur toate chestiile astea. Și veți vedea centrala făcută de zăgeată. Este o centrală foarte mare. Bine, a trebuit să mai opresc minecartul ăsta. Vedeți voi cum l-o potopri. Nu, 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 nu,
Aici o să scrie o chestie, like și subscribe la videoclip la mine și la săgeată, pentru că da, el mă ajută pe urmă. Da, că văd că transportul public, eu la cam bogui, nu știu ce se întâmplă. Și haideți să vă arăt și centrala, pentru că asta e cea mai specială la ce au făcut acest YouTuber, mie săgeată albastră. Și sincer îi mulțumesc foarte mult că m-au ajutat la decorarea locului. Aici avem costumațiile, special pentru militari, dacă vrei să deduci, dar eu nu prea pățesc nimica. Aici este centrala nucleară. Oh, ok, un pic corpulat, nu băgați de seamă că am picat. Aici a făcut de zăgeată. Foarte tare. Și acolo avem niște oameni care stau la verificat temperatura zonei. Adică dacă nu știați că dacă crește temperatura, explodează în principal. Asta e făcut din zăgeată, nu e făcut din mine. Se poate observa că nu e făcut din mâna mea, că nu prea am așa eu stilul de a face. Și dacă ați crezut că centrala asta este numai de nucleară, nu, este și de tancuri. Da, este o fabrică făcută și pentru tancuri. Aici este un tanc. Ce am încercat eu cu săgeată să fie un tanc. Nu este. E și foarte varză. Dar e tot ok, tot e mai fain, tot e mișto făcut. Da, aici este alt tanc făcut din mine și de dânsul. El a copiat designul ăsta de la tankul meu și principal, da. Hai să, ok, hai să o pus aici zăpadă. Și da, ăsta e tankul, aici, asta este centrala de zăgeată. Și aici e cu design, abonați-vă la zăgeată, da. Nu uitați să vă abonați la dânsul, pentru că este un prieten bun. Tot că am mai făcut niște greșeli în trecut, m-am făcut un videoclip despre mine că eu aș fi cică violent pe internet. Dar a greșit și dânsul, asta e iertat. Și-a greșit la timpul meu. Asta e. Multe chestii am greșit și eu. Asta e, recunosc. Nu sunt o persoană
Iert, Plon, asta e. Ai greșit, asta e, dar... Ce? Mă, tu, ce asta, mă? What? Ce asta? Orașul lui Andrei Junior. Bine, pentru că domnul Andrei Junior a zis că nu vă copia, eu o să mă duc să-l atac nuclear. Ia stai să vedem ce se întâmplă. Ia vinul Andrei Junior, că... Ia stai, mai mă faci țigan, ia vinul. Ia. Și cu... Mamă, ce cu ușa asta, frate, e handicapatorul. What the fuck? Ce-s astea negri? What? De ce ăștia se învârt aici? Ia, pentru Radu Lucian. Ia, mă, mi-am făcut Andrei Junior, ia. De la Andrei Junior. Ia, ha, Radu Lucian. O să te copii din nou și o să-ți distrug orașul numit Andrei Junior, ha. Andrei Junior, cred că nu, cred că asta e doar o glumă făcut de tine, asta e. Ce asta, mă? Fecal de la sătenii ăștia. Și de ce ăștia stau aici aglomerați, săracii? Ok. Aha, de-am găsit Andrei Junior. Oh, a stick happy de la time. Păi tu crezi că eu mă joc cu tine, mă? Ia de aici. Ia. Tu crezi că mă joc cu tine? Ia unde ai plecat. Ia unde fugi. Ia. Ia. Ia vin omă. Ia vin omă să te omor. Ia vin omă să-ți distrugi orașul. M-ai copiat atâta timp? Ia vin omă. Distrugă orașul ăsta. Ok, stați-o leacă că trebuie să umblă, să rezolv o leacă pe Andrei Junior, că au zis chiar și mă va copia și nu o să fiu de acord. Ia! Na, Andrei Junior! Asta mergi, ok, mi-a luat din viață, asta e. Asta e! S-a dus orașul lui Andrei Junior. Dacă Andrei s-a făcut chestii, fac să mai ningă. Da. Fac să mă duc să acșezi. Ia zi, Andrei Junior, mă, mai copii la videoclipuri. Ia, mă, mai copii. Na, că-ți distrug eu, vandalizez eu orașul. Ia zi, mă, mai copii la videoclipuri. Na, că-ți omor toată populația. Nu-mi pasă. M-ai copiat, l-ai bajocorit pe zăgeat din multe ori și asta meriți. L-ai făcut pe samurai închis la culoare, și m-ai făcut rom și asta meriți. Na, mă. Ia, mă, deci. Ia. Vinițe. Nu, n-am făcut să fac asta. Ok, n-am urs asta. Ia. Na, mă. Sunt teaser, ok. Atât a rămas din orașul Andrei Junior. Dar știu că a fost așa o leacă ciudat ce am făcut. Dar bine, am explodat cu totul baza lui. Special pentru că Andrei Junior pentru ce mi-a făcut în trecut asta, este toată treaba asta. Mi-am explodat baza, să o zic așa, cum zice, orașului, numai. Pentru că bine, el a fost dintre youtuberii care m-a copiat cel mai mult într-o perioadă foarte prelungită, dacă nu mă credeți. Și da. Și hai să ne dau pe Spectator să vă arăt vouă cum este orașul în Spectator, pentru că da, o să mă dau pe Spectator. Știu că nu puteam să acasă din mult, doar că am vrut să vă prezint mai altfel orașul. Aici este, cum să vă zic, aici e stația, bun. Bine, acum o să vă continui aici orașul, ăsta cum zice orașul, auzi la mine. Foarte multe peșteri am luminat, dar nu știu de ce l-am făcut, dar aici avem un pod, aici zăgeata am mai făcut niște schimbări. Da, știu că am făcut o bajocoreală, doar că până la urmă și dânsul a făcut pe la urmă, deci nu aveți ce să mă judecați. Au timp cartul. Ok, hai să mă duc să mă dau pe survival înapoi. Cartul s-a oprit, ok. Nu. Stați că merge la lagul în Minecraft-ul, pentru că sunt prea multe NCP, multe chestii băgate în hartă. Și de asta. Bun, o să dau la că eu Minecraft-ul lag mai ce la militare, da. Și vreau să dau și voi o părere despre noul oraș. Ăsta e, la urmă, noul oraș. Este mai extins, să zic așa, decât vechiul. Vechiul era așa mai scraft, să zic. Era foarte mare.
era destul de micuț. Aici avem o mini peșteră, acolo am trecut sub parculețul ăla care l-am făcut cu zăgeată. Și în rest, ăsta e tot orașul. Da. Ăsta e tot orașul. Știu că ai zice, bă, Radu, nu-i foarte mult. Bine, nu-i mult pentru că nu știți cât a... În realitate s-a stat foarte mult pentru munca acestui sat. Acestui sat, pardon, acestui oraș. Am stat ceva, sincer. Bine, asta nu e copii, asta nu e o versiune originală a orașului, pentru că eu copii, v-am zis în continuare. Doar că, da, sper că v-a plăcut orașul. Știu că, bine, sub mine nu cred că e mare scofală. Bine, mai că sunt discret al ce am văzut până acolo. Bine, mă, fraților, sper că v-a plăcut acest oraș. Vă mai rezista modificări imense, mari, mici. Dar eu o să vă promit că o să mai existe schimbări. Poate o să mai pun niște utilaj de armată, poate pe acolo. Dar, oricum. Asta e, fraților, dacă v-a plăcut acest episod cu Minecraft, cu orașul abonaților, o să mai existe niște schimbări la oraș, doar dacă vă susțineți la acest episod și eu am fost Radu Rusu și